Salutare! Hunterii vă întâmpină! Cum v-a părut casa din junglă? Interesant, da? Foarte interesant. Noi am mai găsit una alături. Și mergem încet, încet să o descoperim. A doua casă din junglă. Putea cu șerchi, putea cu cobri, cu anaconde. Am venit puțin să fie mai lumină. Să vadă mai bine. Ia te guzești. Dar ne-mi place tot așa cum arată, tot e în... Acum se vede că e junglă, nu? Că tot e iarbă, tot e verde, tot e cum e... Vedeți că așa e ușa? Da, cred că. Da? Da, dar tu vezi că așa cu schi? A cui? Păi ce nu s-a mie? Eu am... Tu te-ai îmbrăcat ghine, așa? Da. Dar eu... Pot? Aaaa! Întuneric, întuneric, dă-i drumul la lumină. Wow, dar mirosul simți că e... Să-l puti. Oho, că stai să-l... Tu și-i mășcat. Tarantula este. Mama mea, are vreo 5 cm. Tă cu ce are. Lasă-l. L-am lăsat. Nu, ia hai să intrăm și să vedem ce e aici așa interesant. Ia uite cum chic podul. Mai de mine. Și noi riscăm să intrăm? Da. Ciuboțele? Ciuboțele, ciuboțele. Hai să riscăm să intrăm. Și parcă nu-i. Oi. Nu-i clar așa și. Podeau. Și e un băț. Eu așa văd numai pânză. E multă, e foarte multă. Știi când e cușeava un elefant se legăna? E o pânză de păian, Jean. Acum, hai să mergi tu primul, atent. Da, să auzăm? Așa a fost sub sol, te observi? S-au păstrat scările. Și gata. Și încolo și. Nu-i nică? De să pun așa camera. Nu e așa. Sper că vedeți. Să vede, să vede. Nu și armătură groasă aici. Tu uite ce scări. Dar tu uite cum podul stă. Podul e plin cu stalac. Ide stalac. Dacă ne uităm atent încolo, să văd vecinii. Se vede un pod care e... Scaune. Scaune și mesă. Mesă sunt. Da. E uite masă desfăcută. Uite un butoi. Trei scaune, butoi, tot desfăcut. Și pot să vă spun eu, construcția... Lasă-o. Nu bate. Lasă-o. Hai să mergem atent, să mergem. Vreste și, deci parcă... Lejancă. Ei, dar nu. Ar fi dormitor, știi? Da, spalne. Dormitor de beton. Da, hai să mergem din tăi pe coridorul ăsta lung, întunecat, care cu podul strămnă. Stai, eu să iau bătul ăsta. Da chiar, că așa se vede că noi a intrat lumea de când... Ohoho! Ohoho! Hehehe și ohoho! Eu sper să nu cadă nimic. Tac, mergi atent. Să nu ți intre vreun băț de ăsta în cap. Deci așa era sobă și... Ea luminează. Da, pahod era sobă, că e dărmat. Dar tu simți și aer umed aici. Umed, umed aici. La atâta ploaie, dacă casa e din lut, de asta ești s-o dărmat. Ohoho! Uite cât scaune. Tu uite cât lemn aici, Ana. Uite un pat acolo. Da chiar că. Din piele. Da. Din piele de... De crocodil. Uite, chiar e pat și e ridicat, tu vezi? Aha. E, da, și... Atâta umezală. Tu ce mă tras plin de... Se descompune de la atâta timp. Uite, la peș, gata, vata rămâne. El e putred, putred. Ai omorât matrasul. Scaun. Da. Ce putem să spunem? Hai să dăm mai departe. Hai. A, tu la noi ești primul de aici. Aici este. Eu văd păianjeni așa-i strânge, atent. Asta ar fi cum se numește locul ăsta. Oi. Asta se numește după casă. Și ce am găsit noi aici? Nimic.
Niște saci cu gips și niște șuboate. Și niște lezi din plastic, din lemn. Da, dar mirosul lasă de dorit. Dacă lasă... Hai, atent, atent. Și pe unde intrăm noi, interesant. Eu am văzut, mă tinc prin... Da, prin gaură intrăm. Da, acolo. Am venit curat să ne ducem murdari. Zici că era ușa aici? Da, era. Eu o zici, o văd. Tu vezi că este un borcan. Stai pe iajul ceva, e acolo pe iajul. Ui, stai. Acolo ești era pe iar cea mare. Da, mă, lângă dânsul m-a oprit. Eu nu-l văd unde. Nu știu, da, aia treci și ubirește-l. Dar acum? Uite și borcan aici. Vă scădă, dacă chici cu poponețul întrânsul. A, e borcan, chiar am crezut că e plastic ceva. Nu, e borcan, borcan. Ia uite, plastine. Dar este și erau mini-discuri. Mini-discuri. Retro-discuri. Da, da, nu-s plastin cel mare. Nu, nu, astea-s... Vinil. Îi zice în română. Fuuu, ia uși aici. Bine. Asta-i vopsea, să ne-o vopsea în borcane. Căpia, sunt tot rău tare sau scurcolești. Băi, eu nu știu unde e paianul. Hai să-l simți. Acum. Hai să-l auzi. Nu, serios, eu nu-l văd. Când ai să fii ca Spider-Man? Ce sunt? Hai să mergem. Și crezi pe aici? Păi cred că pe aici. Prin gaură de șoarece. Măi, casa asta trebuie să aibă o ușă. Iute-o. Hai să intrăm. Tu uite și pat aici de la atâția ani, stând, de la taumezală, el e descompus total. Tu îl observi? Da. Aici trebuie să aibă ceva, să aibă, uite, bureta. Nu-i bureta. Parcă e vată, minerală. Să știu din strușcă de cocos. Aha. Tot treaba asta. Hai să mergem să vedem. Și răcoare aici. Și ghine. Așa ne sparni sau e ușa? Poate fi ușa de la dulap. Mă, uite, ce, dar tu vezi că aici a fost incendiu? Da. Ia uite cum e... Creță. Da, tot e negru și-au ars. Și încolo tot au ars. Înseamnă că trebuie să mergem mai atent. Da, că nu cumva să ne cadă ceva în cap. Uite, da. A fost incendiu. De asta tot e negru. Ia uși, mătrasul, e ars. Vedem, poate găsim ceva interesant, adică... A, uite ușa. Da, dar tu înțelegi? Nu ai trecut pe lângă dânsa, nu? Nu ai trecut pe lângă dânsa, nici nu se observă din atâta... Ia oprește, vină înapoi. Ia uite aici pe perete. Ia uite, uite aici, ce vezi? Nimic. Arată, e cuib. Cuib, Sania. Eu știu că e cuib, dar n-are nici. N-are nici o... Eu ne vreau și am văzut cum păianjă. Știi că în așa cuiburi de obicei stau șerchi. Adică... Șerchi nu se duce! Șerchi se duc să mănânce... Wow! E și atmosfera acolo. Se duc să mănânce ouăle la pasări. Și rămân în cuib, serios. De multe ori se întâlnesc șerpi. Hopa, hopa, hopa. Așa, oh, s-a păstrat... Cum crezi? Este 220? Da, este. Nu trage, nu trage chine cu totul poate. Ia și... Cornuței? Câte un borcan, două, trei, dar și... Aranjat interesant, da? Da, 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 așa, e picină. Așa l-ai pus cu gura în jos. Dar tot e negru, îți cunoaște cum o ars. Să mergem mai departe. Aici mai puțin putem să găsim din cauza că... Din cauza că dacă a fost incendiu... S-a ars tot și s-a putut de ars. Totul, dar trebuie să venim să vedem și a doua casă. Deci ești la noi? Aha, aici sunt comentariile voastre și like-urile. Ne-a mai rămas vreo cameră? Da. Ia hai să o analizăm.
Da, casa asta e pustie. Aici nu a ars. Aici nu a ajuns. Sau încă stâns-o repede. Da, dar vezi, folos costânsul, scoate pompierii, veniu și turna apă deasupra. Și s-a muiet tot lotul. Plecat tot podul. Și-a căzut. Da. Uite, în așa caz, da? Uite, vin pompierii, casa arde, vin pompierii, turna apă, stânge focul, da, apa asta îți dărâmă casa. În schimb, nu s-a prind alt caz vecine. Da, dar în schimb trebuie să faci casa ta. Din nou. Da, ei, dar după incendiu așa trebuie să faci reconstrucție totală. Ei, băți cu două capete. Cum ne-ai da, dacă o ars. Asta la noi a fost a doua casă. E mult mai... strașnic. Mai strașnic, e mai... Ce găuri în perețicul? Deșerchi. Da, am vrut să zic, că aici au zăpat șerchi. Nu, dar uite chiar și găuri, aici au fost anaconda. Păi, tu stai că aici se duci podeaua aici. Ai moale... cocosul ăsta. Da, eu mă uitam și... Ia să ne ieșim în bord. Da, bă, dar și guzgani, tu crezi? Ca și de știi, dar și să mănânce guzgani așa. Noi am ieșit din casă și am găsit... E o șapă transparentă. Aha. Și în cameră tot trebuie să vadă. Stai să mă... Să vede fundul. Da, e ca să vede, Luminează unde scările. Aha. E ca să vede fundul. Și apă curată așa. E și arhinus. Aaa, uite-l, iar e nant. Ia mă, cât tarantul. Da, uite în jurul nostru și... atmosferă. Numai leane, numai copaci. Noi acum trebuie încet. Să găsim ieșirea din pădurea, din oraș. Ia uite așa. Așa. Atent. Păianjă nu ești. Ei, eu când mă gândesc că trebuie de ieșit, uite și de păianjă și de tot. De șerp? Și de șerp, și de cobri. Și asta la noi a fost a doua casă din junglă. Mulțumim că ați fost cu noi și rămâneți în continuare, că urmează ceva foarte, foarte interesant.